Aș vrea să vă uitați cu mine în cuvântul Domnului, pentru că vreau să vorbesc ceva special legat de ceea ce urmează în săptămâna aceasta în Statele Unite, de ceea ce trebuie noi să fim, la ceea ce noi ne-am putea aștepta. Geneza, capitolul 1, versetele 3 la 5. Geneza, capitolul 1, versetele 3 la 5. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina din întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Amin. Pentru cei ce nu cunoașteți textul Sfintelor Scripturi, pentru că sunt mulți care n-au citit Biblia, iar pentru cei ce îl cunoașteți și trebuie să-l recunoașteți, de 7 ori în acest capitol, Duhul Sfânt repetă aceste cuvinte. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață. A fost ziua întâi, a doua, a treia, în sfârșit, ziua a șaptea. Mesajul scurt cu care mă voi adresa dumneavoastră în această seară în Biserica Emanuel sau oriunde vă găsiți dumneavoastră la internet, în mijlocul nopții, în mijlocul zilei, se intitulează Dumnezeu a zis. Observați trei lucruri în această seară, trei lucruri în această zi, pe care Dumnezeu le zice pentru o persoană individuală, pentru o familie, pentru un oraș, pentru că sunt alegeri și la nivel de oraș, de district, pentru un stat, pentru o națiune. Primul lucru pe care Dumnezeu îl spune este lumină. Curăție. Pentru că lumina este simbolul curăției. Dar ca să fie lumină în orașul tău, în țara ta, în orașul nostru, în țara noastră, pentru ca neamurile pământului care se uită la America ca la o națiune care influențează, este singura supraputere în lume, este nevoie de lumină în țara aceasta. Și din nefericire, ceea ce domină la ora actuală este întunericul. De aceea politicienii se întrec unul pe altul în promisiunile cele mai destrăbălate și cele mai murdare. Căsătorii homosexuale, legalizarea drogurilor, avorturi în faze avansate de sarcină, eutanasia sau moartea celor de care nu mai avem nevoie. Din nefericire, nu politicienii sunt de vină, ci poporul care alege, noi care votăm. Din nefericire, constrânși și forțați de populația care votează, politicienii se grăbesc să aducă întuneric în țara aceasta. Ce spun eu nu sună bine din punct de vedere politic, dar sună bine din punct de vedere al lui Dumnezeu și al Bisericii.
din punct de vedere al lui Dumnezeu și al bisericii. Nu însemnează să fii bigot, nu însemnează să fii rămas în urmă, nu însemnează să fii un om demodat, neîmpas cu mersul politic al timpului. Uitați-vă în toate generațiile, uitați-vă în toate imperiile, deschideți o enciclopedie britanică, intrați pe internet, citiți nașterea, ridicarea și prăbușirea imperiilor. Toate s-au prăbușit când norma de funcționare și de legiferare a lor a fost întunericul. Când a face ce vrei însemna democrație. Când a te căsători cu cine vrei însemna democrație. Când a divorța de câte ori vrei însemna democrație. Când a face avort oricând însemna democrație. Iar dorința lui Dumnezeu pentru orice națiune este lumină. Însă ca să fie lumină ai nevoie de ochi. De aceea cei ce se duc la vot trebuie să vadă. Noi nu vă putem spune pe cine să votați când nu avem voie. Biserica nu se amestecă în problemele politice. Dar vă putem spune acest lucru cu certitudine. Citiți CD-ul acestor politicieni, biografia lor, acestor candidați. Mergeți pe urmele lor. Și dacă vedeți că cel puțin unul are mai mult bun simț decât celălalt, mai multă frică de Domnul, lăsați conștiința să vă ducă să votați ce trebuie. Pentru că în țara aceasta trebuiește lumină. Nu-i lumină în țară, nu o să fie lumină în oraș. Noi nu vorbim de curent electric. Că românul e învățat și cu feștilă. Tinerii nu știu ce e aia. Cu lampă, cu petrol. Cu flask, sau cum îi spune în limba engleză. Oil lamp, ea. Eu cu aia am crescut. Am crescut bine. Primul lucru pe care Dumnezeu îl dorește este să fie lumină, dar ca să fie lumină trebuie tu și eu să vedem. Citește pamfletele acelea. Uită-te peste ele și vezi ce scrie. Uită-te în istoria acestor candidați și vezi unde este mai multă frică de Dumnezeu. Știți de ce vă spun aceasta? Pentru că acesta este corect să vă spun și vă aduc aminte de istoria poporului evreu. Dumnezeu era mânios pe împărații lui Israel. Însă în câteva rânduri găsim această expresie de la Duhul Sfânt despre unii împărați ai lui Israel, în care zice Dumnezeu în felul următor. Spune, am să te lovesc, am să-i fac cu tare, cu tare, cu tare. Dar fiindcă totuși se mai găsește ceva bun în tine, nu voi face lucrul acesta decât numai la 3-4 generații după tine. Mai este ceva bun. Uitați-vă ce este mai bun. Amin? Al doilea lucru pe care Dumnezeu l-a zis, să nu fie surprins nimeni. Al doilea lucru este acesta. Este foarte posibil ca ceea ce urmează să fie prima dată seară. Poate 2 ani de zile de întuneric, de seară. Observați cum vorbește cuvântul Domnului. Astfel a fost o seară. Întâi s-ar putea să vină suferință, să vină neplăcere. De 7 ori spune, astfel a fost o seară.
Fratul David în Psalmul 30 spune, seara vine plânsul. Seara vine plânsul. Întâi a fost întuneric peste Iisus Hristos, apoi a strălucit lumina. Întâi a fost încercare peste Mântuitorul Iisus Hristos, tendințe să ia viața, apoi a venit dimineața învierii. Și dacă poporul Domnului peste care este chemat Lui Dumnezeu nu se smerește și ia ca un lucru de apucat libertatea de a se închina Lui Dumnezeu, să nu se plângă dacă vine seara. Să nu se plângă, pentru că se plânge degeaba. Se plânge degeaba. Dacă vrei să eviți întunericul, dacă vrei să eviți seara, dacă vrei să eviți plânsul, pentru că seara vine plânsul, atunci să stăm luminați acum, să stăm în lumină acum, pentru că altfel nu o să ne placă. Nu o să ne simțim bine în cea mai democrată țară din lume. Și nu o să fie bine nu numai pentru țara aceasta, nu o să fie bine pentru restul lumii, pentru că știți, proverbul, regula de aur, o știți dumneavoastră, nu? Și regula de aur este aceasta. Cine are aurul face regulă. Și atunci lumea se uită la noi și lumea așteaptă exemplu de la noi, așteaptă pilde de la noi, de la țara aceasta. Dar dacă nu există aici exemplu și nu există aici pildă, lucrurile se duc cu viteză spre aspectul acela final, al distrugerii, al distrugerii, nu sfârșitul lumii, pentru că noi nu credem în sfârșitul lumii. Eu nu cred în sfârșitul lumii, n-am găsit scris în Biblie sfârșitul lumii, nu există sfârșitul lumii. Însă există sfârșitul istoriei lui Dumnezeu cu o astfel de lume, pentru că Dumnezeu vrea să înceapă o altă lume, o lume binecuvântată în care să domnească neprihănirea și pacea Lui. Dar în lume ca aceasta nu poate domni neprihănirea. Și atunci istoria lui Dumnezeu cu o astfel de lume care dorește întunericul, care dorește necazul, care dorește neascultarea, care este în nepăsare, Dumnezeu îi va pune capăt, îi va opri mersul și va începe lumea Lui. Primul rând, Dumnezeu dorește lumină și vrea să vezi. Dar în al doilea rând, dacă nu iubești lumina, să nu te surprinde că va veni seara, va veni necazul, va veni plânsul. Și apoi cel de-al treilea lucru este că, indiferent ce se întâmplă, în final, Dumnezeu are o dimineață glorioasă pentru noi toți. Chiar pentru că așa spune aici. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață. Întâi Iisus a fost în mormânt, apoi a înviat din morți. Întâi vine întunericul, încercarea, apoi bucuria biruinței. În final, Dumnezeu nu tolerează răul. L-a tolerat destul, 6.000 de ani. Și de aceea Dumnezeu trebuie să aducă dimineața aceea glorioasă a biruinței. Dimineața aceea glorioasă când se instaureze împărăția Lui pe pământul acesta. Gândiți-vă numai la acest aspect, că nu va mai trebui să mergem la vot pentru doi președinți, pentru că numai doi vor fi șefi în lume. În toată lumea, Iisus Hristos și David. Nu-o fi greu de votat atunci, nu? Nu-o fi greu de votat.
Sigur, fiecare țară va avea guvernatorul ei, însă nu se va mai vorbi despre un guvernator corupt, despre unul care semnează în lege sau emite executive orders din acestea năstrușnice, cum se întâmplă de multe ori în România, sunt valabile 3 zile până politicienii își aranjează mașinile și proprietățile și după aceea schimbă legea. Nu vor fi legi de felul acesta. Ci dacă va fi un guvernator peste fiecare țară în timpul împărăției de 1000 de ani lui Dumnezeu, guvernatorul acesta va fi un om temător de Domnul, un om care va sluji pe Domnul. Însă Domnul va fi Domnul întregului pământ. Ce glorios trebuie să fie atunci! Ce împărăție glorioasă trebuie să fie atunci! Și ce uimire va fi pentru oameni că un om înviat din morți, ca David, va fi vicerege, va cărmui o lume întreagă, așa cum astăzi toată lumea, după ce, observați dumneavoastră că asta este fenomenul, se fac alegeri în oriunde în lume și într-o săptămână, două, într-o lună, președintele sau prim-ministru, cine e șeful executivului țării respective, vine la Washington, că trebuie să aibă recunoașterea. Și atunci vor merge la Ierusalim. Și David va spune, yes or no. Dar dacă David va avea ceva îndoieli, David va zice, Marele Împărat, Domnul Domnilor ne va spune. Ori Marele Împărat, Domnul Domnilor, Iisus Hristos va zice, vă trimit la Zorobabel. Pentru că așa spune Biblia. El va fi procurorul întregului pământ. Citiți pe profetul Hagai ca să vă identificați în această privință. Se va face dreptatea, se va face lumină. Însă până atunci suntem în întuneric. Și ca să nu fim într-un întuneric de care să ne pară rău, de care să plângem, pentru care să ne lamentăm, în vreme ca aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, inclusiv cei de pe Coasta de Răsărit, care ne urmăriți pe internet, mai ales dumneavoastră cei din Chicago, care aveți prieteni în altă parte, și știți ce vă spun, că m-ați invitat la masă, mai uitați-vă puțin pe listele de vot, mai verificați-le odată, și cei din Detroit. Dumnezeu dorește lumină, iar noi ca fii ai luminii n-ar trebui să dorim altceva. N-ar trebui să dorim altceva. Ar trebui să dorim ca Domnul. Dar dacă poporul Domnului nu ascultă și nu se smerește, atunci să nu se mire și să nu fie surprins de cel de-al doilea adevăr, pentru că vine seara, vine mărăciunea, vine plânsul. Să mulțumim lui Dumnezeu că în final, să știți, Dumnezeu convertește și răul pentru gloria Lui. Și răul pentru gloria Lui. Vedeți, când oamenii ajung la strâmtorare, atunci se pocăiesc. Și ce trist este, în loc să ne pocăim când ne merge bine, să ne meargă și mai bine. Dar avem un pic de timp, de bine, îl irosim. Nu ne deosebim cu nimic de Israel, cu nimic. Cum le mergea bine, uitau pe Domnul. Câte 20, 30, 40 de ani țineau filisteni în mâna pe grumazul lor. Cuvântul Domnului spune, atunci în strâmtorarea lor strigau către Domnul și Dumnezeu le trimitea către un izbăvitor. Să nu vină nimeni cu mâna pe grumazul nostru. Mai bine să ținem noi piciorul pe grumazul celui rău, scrie în Biblie. Amin?